Într-o cântare a lui David, la Psalmul 68, versetul 19, este scris: Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Pot să mărturisesc că în acest an, de când a plecat sora Dena, numai Domnul m-a sprijinit în fiecare zi și astăzi, și în continuare, mi-am încredințat viața tot în mâna Lui și așa vă sfătuiesc pe toți. Fie binecuvântat acest Dumnezeu care îngrijește de fiecare dintre noi. Pentru dumneavoastră, ca de început de an, vă aduc drept urare câteva versuri. Fiți binecuvântați de Domnul cu pace, prea iubiții mei, care mi-ați fost de mângâiere în anii buni și în anii grei. Să vă păzească bunul Tată de vântul gândului vrăjmaș și să rămâneți lângă Domnul, în luminosul Lui făgaș. Fiți binecuvântați de Domnul, voi toți acei care vă numiți, frați și surori părtași la slavă, într-o familie uniți. Sunteți legați ca snopul holdă cu cel mai trainic legământ. Sunteți chemați la împărăție să moșteniți un nou pământ. Fiți binecuvântați cu harul, să fiți părtași la bucurii, la mese cu bucate alese din ale cerului tării. Să nu vă fie niciodată cuprinsă inima de un dor după vreo slavă pământească și al lumii gust înșelător. Fiți mai uniți în zile rele, chiar dacă unii vă vor alunga. Fiți mai tare lipiți de Domnul, chiar dacă mulți s-or lepăda. Fiți binecuvântați de Domnul cu tot ce are mai frumos, nemărginita bogăție a Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Să ne apropiem acum de Cuvântul Sfânt, citit din Psalmul 89, mă voi opri la versetele 15 la 17 și vă voi vorbi despre o fericire pentru noul an. Așa scrie aici: ferice de poporul. Înseamnă că poate să fie fericit tot poporul. De altfel, Dumnezeu se poate raporta și în bine și în rău la un popor ca la un om și la un om ca la un popor. Haideți să vedem și în ce măsură ne vor înțelege, abonăm și pe copii, văd pe la fanfară aici cu Bibliile deschise, foarte frumos, să vedem cine poate să fie fericit, ce popor poate să aibă parte de această fericire. În primul rând vreau să observăm ce cerințe are Domnul și apoi să vedem ceea ce ne oferă. Știți, a întrebat Petru: Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat, spune-ne cu ce ne alegem. Și Domnul i-a spus ce așteaptă aici și în veacul viitor. Măcar că uneori nu este greu să ne imaginăm tot ceea ce cuprinde veacul viitor. Sunt două condiții aici. Ferice de poporul care, unu, cunoaște sunetul trâmbiței. Vă amintiți tot ce spune Scriptura despre trâmbițe? Au o istorie lungă în Biblie. În mod deosebit, citim în cartea Numeri la capitolul 10, scrie și în Exod și în Levitic, dar nu o să citesc evident toate textele, că evreii avea următoarele rânduieli de la versetul 2. Fă-ți două trâmbițe de argint. Ele să slujească la chemarea adunării și pentru pornirea tabelor, când se va suna cu ele toată adunarea să strângă la tine. Vreți să fiți fericiți? Păi vrem, frate. Dar atunci când se sună să se adune adunarea, sunteți prezenți? Acum, de când cu problemele astea, primim pe telefon la ora cu tare și ne vedeam rândul când se pornească taberele de la A la M, de la N la Z, și mulțumim Domnului când pot să pornească toate taberele.
să ne adunăm, că Domnul ne-a făcut loc, să aibă loc tabăra lui Israel. Spune Scriptura aici, în versetul 4, când se va suna numai cu o trâmbiță, se strângă la tine căpeteniile, peste mii, peste sute. Uneori sunt anunțuri speciale, vine corul, vine fanfara. Coriștilor, cunoașteți glasul trâmbiței? Când vă sună în minte, avem repetiții de cor, mă anunță coriștii, anunță dirijorii, la fanfară, la grupuri, la frații predicatori, se sună cu trâmbița pentru adunare. Exista și o adunare, o sărbătoare specială, îi spunea ziua trâmbiței. Știți când? Nu vă spun asta. Citiți, poate vă stârnesc interesul pentru Scripturi din prima zi a anului. Exista însă și un alt glas al trâmbițelor. Sunau altfel. Scrie aici de la versetul 9. Când veți merge la război în țara voastră împotriva vrăjmașului, că vă lupta împotriva voastră, sunați cu vâlvă din trâmbițe. Și Domnul Dumnezeu vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. Deci, cum scrie și în versetul următor, sunt sărbători, zile de bucurie, luni noi, cum aveau ei, în care se suna din trâmbiță, dar nu cu vâlvă. Dar uneori trebuia sunat cu vâlvă. Mă amintiți de un asemenea eveniment când s-a sunat și au fost două mari bătălii. Iosua 6, căderea zidurilor Ierihonului. Și trebuia poporul să fie atent și la un moment dat să strige toți. Și atunci zidurile cădeau. Vă mă amintiți de o noapte cu trâmbițe? Când 300 de evrei au înconjurat, răsfirați, 120.000 de manianiți. Și când s-a sunat cu trâmbițe, a intrat groaza lui Dumnezeu în ei. Nu știu câte trâmbițe o fi auzit ei. Așadar, să cunoaștem glasul trâmbiței când suntem chemați la adunare și nu numai. Când suntem chemați acasă să ne rugăm, citim din Biblie. La serviciu ne punem telefonul sau ceasul să sune, așa-i? Ce-ar fi să-l punem și când trebuie să ne rugăm? Dar nu e mai important serviciu, nu? Cum îi spuneam unui frate care era implicat într-o anumită firmă, i-a spus, Filine, știi că nu-ți face statuie? Prețuiește lucrurile sfinte că sunt mult mai importante. Iar când se sună cu vâlvă, când frații dau așa un îndemn, mai insistent să ne rugăm pentru ceva, atunci când vă spuneam dimineață, nu-i lucru, e luptă. Sau când se sună cu vâlvă, uite, un mesaj cum am primit astăzi de la frații din Belgia, sora operată de curând și acum fratele la 40 de ani, deci relativ tineri, în comă, în urma unei comoții cerebrale. Sunt situații în care trebuie urgent să ne mobilizăm și să strigăm la Domnul. Acum ăștia mai tineri n-ați făcut armată. Dar suntem în armata Domnului, așadar să ne dea Bunul Dumnezeu harul să cunoaștem glasul trâmbiței. Dar asta nu se referă numai la atât. Fericit de poporul care cunoaște glasul trâmbiței. Pentru că scrie în Daniel capitolul 3 că a fost o adunare mare, au fost chemați oameni din tot imperiul și era și acolo trâmbiță. Dar acolo trâmbița închinare, când au zis glasul la tot felul de instrumente, să vă plecați cu fața la pământ. Și zici că trei evrei, mă zici că n-au auzit. Și cum zice poetul, n-ați înțeles sau nu ați vrut? De ce voi nu v-ați închinat la chipul ce l-a ridicat să fie lumii de temut? Ei cunoșteau altă trâmbiță, alt glas, care venea de la Domnul. Să vă dea Bunul Dumnezeu harul, să ne-l dea la toți, să cunoaștem când se sună de la Duhul Sfânt. Spune Scriptura în cartea profetului Ioel la capitolul 2 că era o vreme critică în Israel. Într-un fel seamănă cu ceea ce avem noi acum. Ascultați-mă ce vă citesc. Scrie aici de la versetul 3. Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiilor să povestească neamul de oameni care va veni. A mai fost vreodată așa ceva? Uite ce a mâncat o lăcustă, a nimicit cealaltă. Nu mai erau grâne, nu mai exista flori, nu mai exista iarbă. Cum spune versetul 20, chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat păraiele și a mâncat focul izlazurile pustiei.
Și unii au tot mereu aceste trâmbițe care sună, spaimă, teamă. Anul acesta a fost, anul trecut de fapt, vreau să zic în ultimul an, multă teroare, panică. Și nu se aude glasul, cum scrie aici în 2:15, sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copii și chiar pruncii, să iasă milă din cămara lui și mireasa din odaie preoții să strige, Doamne, îndură-te de poporul tău. Deci ce popor este fericit? Care știe când sună Domnul din trâmbițe și la ce cheamă? La o adunare sfântă de bucurie? La luptă? La post? Să nu ne temem de veștile din lume, dar să fim atenți când Domnul sună cu trâmbița sa. Sunt fel și fel de predicatori care unii sună plăcut. M-a întrebat cineva dacă am ascultat un predicator, a zis, nu pot să ascult niciun minut, este prea arogant. Și nu vreau să-l judec în mintea mea. Dacă sunt în cunoștință de câte mesaje circulă pe internet, dacă nu cunosc prorocul sau cel puțin omul care mi-a trimis mesajul, nici nu vreau să-i dau drumul. Odată a trebuit să răspund unei surori, era văduve și era plină de teamă și m-am silit să ascult un mesaj până la capăt. Am zis, soră, mi-am folosit și îndelunga răbdare, și era de 20 minute lung prorocia, ca să fiu încredințat și să spun, să-l închizi și să nu mai trimiți la nimeni. Că spune în 1 Corinteni 14 că la unii trâmbița le sună încurcat și poporul nu știe ce e. Adunare de sărbătoare, pregătire de luptă, să nu ne părăsească glasul Domnului și aici să răsune trâmbița lui Dumnezeu prin cuvânt, să răsune trâmbița Domnului prin Duhul Sfânt, ca să știm ce vreme este și la cine cheamă Domnul. Amin. Că, spun în încheierea ideii despre trâmbiță, Dumnezeu are trâmbițe rânduite și spre sfârșit și așteptăm noi un glas de trâmbiță plăcut. Spune Scriptura la 1 Tesaloniceni, la capitolul 4, versetul 16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi cei vii vor fi răpiți toți împreună cu ei în nor ca să întâmpine Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Da, poporul care cunoaște trâmbița Domnului va avea parte și de trâmbița asta când ne vom aduna cu toții în sfânta Lui împărăție. Mărit să fie Domnul! O a doua condiție scrie aici în Psalmul 89, versetul 15, fericit de poporul care umblă în lumina feței tale. Ce înseamnă asta? În primul rând, cred că înseamnă să ținem cont de cuvântul lui Dumnezeu, că scriem Psalmul 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. A umbla în lumina Domnului, a feței lui, înseamnă să ții cont de ceea ce este scris. Sau cum spune la Proverbe 6:23, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină. Iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Copiii, tineri dragi, e așa besnă în lumea asta. Trâmbițe ciudate sună. Să fiți tot mereu cu lumina aprinsă, ca să nu ne rătăcim. Să vă placă Scriptura și atunci Duhul Sfânt va aduce în minte ceea ce este scris. Cum a încercat diavolul să-L înșele pe Domnul Iisus și i-a spus în mod repetat, este scris. Cred că a umbla în lumina feței Domnului mai înseamnă ceva. Spune Scriptura despre Enoch, cartea Genesa, capitolul 5, versetul 24, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Gândiți-vă, n-a umblat cu Dumnezeu, să zicem așa, e drept că e un mod simbolic de a vorbi. Nu poți să spui că doi oameni umblă pe unul dacă stau la distanță de 10 metri unul de altul. Nici nu-ți dai seama că umblă unul cu altul, nu, cât ar fi drumul de larg. Scrie apoi în 6:9 despre Noe, Noe umbla cu Dumnezeu.
Scrie despre Avram, Genesa 17 cu 1, îi spune Dumnezeu, umblă înaintea mea și fii fără prihană. E simplu de tot ce înseamnă să umbli în lumina feței Domnului, să-ți imaginezi Domnul cu proiectoarele pe tine și te vede nu doar cum pășești și ce gândești, cum zice David în Psalmul 139, Doamne, unde să fug departe de Duhul Tău, departe de fața Ta? Că Dumnezeu este în orice loc. Iacov a crezut că are de-a face numai cu înțelesul mamei sale și profită de orbirea tatălui său. Dar apoi când l-a văzut pe Domnul acolo la scara cerului, a zis, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Se spune că adevăratul om nu este cel ce se arată între oameni, ci cel ce atunci când face ceva se gândește că n-ar putea să fie văzut de nimeni, atunci el însuși. Să nu fie văzut de nimeni și să nu afle nimeni. Oare sunt oameni care cred așa că nu se află? Eu vă spun că mai degrabă adevăratul om este cel care e conștient că tot timpul este înaintea Domnului și vrea să trăiască înaintea feței Domnului. Asta e mare lucru, mare har, să ne accepte Domnul înaintea Sa. Spune Cartea Sfântă, vă citesc din Psalmul 27 de la versetul 8, că nu noi ne-am luat îndrăzneala asta, că zice în Ieremia, cine ar îndrăznit să apropie de mine din capul lui? Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și apoi se roagă, nu-mi ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău, că știu eu și ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele. Să ne accepte Domnul înaintea Sa, în viața aceasta și pentru vecii vecilor. Stai mare har, mare îndurare. Să știi că ești înaintea Domnului. Asta înseamnă, pe de o parte, să umbli cu frică în timpul pribegiei tale. Dar, pe de altă parte, să ai siguranța că ești foarte aproape, ești în brațele, în mâna Domnului. Slăvit să fie El. Tot despre fața Domnului vă citesc ce scrie în Psalmul 30, versetul 7, Doamne, în bunăvoința Ta mă așezase pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Tot David spune în Psalmul 51, versetul 11, atunci când datorită păcatului nu s-a mai văzut în preajma Domnului, mâna Domnului apăsa asupra lui. Domnul nu mai era cu el sau el nu mai era cu Domnul. Nu mă lepăda de la fața ta. Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Că să știți că oamenii din lume își vor avea o sândă tocmai în aceasta. Scrie în 2 Tesaloniceni capitolul 1 despre cei de afară și păzească-ne Domnul de așa ceva. Versetul 9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului. Adică vor fi îndepărtați, cum a zis Cain, tu mă îndepărtezi azi. Da, datorită păcatului. Și de la slava puterii Lui. Bunul Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem glasul trâmbiței, voia și vocea Domnului. Și să ne ajute să umblăm înaintea Lui și asta înseamnă să fim plăcuți, să fim conștienți de prezența și de părtășia Domnului. În 1 Ioan, la capitolul 1, scris despre asta. Versetul 3. Deci ce ați văzut, ce ați auzit, aceea vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Atenție! Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Vă amintiți unde a promis Domnul că dacă îl iubește cineva, El și Tatăl vor veni la El și vor locui cu El? Versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El, locuim înaintea Lui, înaintea feței Lui și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, în lumina feței Lui, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Doamne, spală-ne în îndurarea Ta cea mare. Ați prins aici încă o idee așa întreagă, te-o amintesc?
Că cine umblă înaintea Domnului are părtășie și cu frații. Că scrie și în 2 cu versetul 9, cine zice că este în lumină, în lumina feței Domnului și urăște pe fratele său, este în încântuneric până acum. Cine urăște pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Asta, deci, se cere. Vreau să vă arăt ce se oferă, că poate atunci nu o să ni se pare mult ce ni se cere, dacă vedem cât e de mare favorul. Scrie în versetul 16, el, adică poporul care cunoaște glasul trâmbiței și umblă înaintea feței Domnului, în lumina lui, se bucură neîncetat. Bucuria izvorăște de la Dumnezeu. Lumea o caută, dar n-o găsește. Toate bucuriile pe pământ sunt așa de trecătoare. Îmi zicea cineva astăzi, ce repede trec zilele de sărbătoare. Și cum se întâmplă, cineva mi-a urat sărbători fericite și a răspuns înapoi, eu îți doresc zile fericite că sărbători sunt prea puține. Dar scrie în psalm că cine vrea să aibă zile fericite, trebuie să îndeplinească acele condiții. Și cine le îndeplinește, nu e fericit și bucuros, cum zice psalmul 4, numai când are recoltă, numai când a câștigat ceva, când are ceva, când alții fac voie bună. E fericit în toate zilele că trăiește înaintea Domnului. Haman se credea fericit. Și scrie în Estera 5 că a spus nevestei, copiilor, prietenilor, cine e el? Nu am împăratul e mai sus. Și pe a doua zi e programat la fel, numai el și împăratul. Dar știți ce scrie acolo? Pare ciudat. Ca să vedeți cât de mare grămada de fericire un singur vierme poate să o facă pe toată o grămadă la fel de mare de nefericire. Estera 5 cu versetul 11 le-a vorbit, 12 m-a spus ce urmează pe mâine, versetul 13, dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine. Dar de ce? Nu mi se închină ăla de la poartă. Doamne, vi s-a întâmplat vreodată așa, să vă fure cineva bucuria? Dar ce s-a întâmplat? Cum înaintea feței Domnului îndrăznește să vină cineva să ne fure bucuria? Înseamnă că nu mai suntem acolo. Nu ne speriem de alte trâmbițe, nu ne fură, zice în psalmul 12, el nu se teme de veci rele. Noi suntem atenți doar la trâmbița Domnului și el ne vestește că vine împărăția lui și vine cu putere. Dragii mei, bucuria este răsplata celui ce trăiește înaintea Domnului. Să vă citesc numai câteva versete așa despre bucurie, să vedeți ce frumos este scris. Hai, rămân aici în perioada asta post-exilie, că scrie în Neemia, capitolul 8, versetul 10, partea finală. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Citesc alte și alte versete ce urmează în Sfânta Carte. De exemplu, 119 cu 111. Învățăturile tale, când sună trâmbița asta sfântă, sunt moștenirea mea pe veci, că cele sunt bucuria inimii mele. Sau rămânem tot aici, întoarceți pagina în urmă, versetul 16. Mă desfătez în orânduirile tale. Tot aici mai putem să citim, de exemplu, 24. Învățăturile tale sunt desfătarea mea. Sau rămânem tot în psalm, la psalmul 63, zice în versetul 5, mi se satură sufletul ca niște bucase grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Doamne, lasă bucuria în poporul tău. Să vă citesc altceva despre bucurie. Zicea Solomon la Eclesiastul, capitolul 2, după ce a adunat de toate și a făcut ce n-a făcut nimeni, că n-avea posibilități, n-avea înțelepciune, n-avea prosperitate, pace ce avea el. Versetul 25, cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Cine? Și de 6.000 de ani e întrebarea cine poate să bucure fără Domnul și încă n-a răspuns nimeni eu. Că bucuria vine numai de la Duhul Sfânt și de la Domnul. Zice în Isaia 35 cu 10, cei izbăviți de Domnul se vor întoarce, vor merge spre Sion cu cântece de biruință,
O bucurie veșnică le va încununa capul. Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerile și gemetele vor fugi. Mărit să fie Domnul. Numai un singur citat din Noul Testament vă mai dau, că ăsta e tare frumos despre bucurie. 1 Petru, capitolul 1. Spune apostolul aici, versetul 6, voi vă bucurați în mântuire, ascultați cum, chiar în ce condiții. Acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felul de încercări, pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât taurul care pierde, care tot încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Mărit să fie Domnul! Bă, eu nu m-am putut bucura tare mult pe pământ că am rămas singur. Dar niciodată în toți anii mei de până aici n-am cântat atâtea cântări despre bucuria revenirii cu Domnul. De câte ori am cântat anul ăsta cântarea când va începe nunta noastră. Mi-am amintit de o cântare frumoasă, pe cântarea aceea am intrat în adunare când am fost mire și mireasă. Mireasă iubită, privește în sus, te așteaptă cu drag al tău, mire Iisus. Cetatea e gata, deci nu întârzea, te așteaptă de acum să intri în ea. Bucuria asta a mântuirii face să dispară toate negurile, că noi trăim în lumina feței Domnului. Dumnezeu să ne ajute să ne bucurăm de adevăratul motiv al mântuirii. Dar și până atunci, și aici, să vedem cum Domnul ne poartă de grijă, cum ne ajută, cum nu cădem de oboseală, cum suntem biruitori în ispită, și pentru toate acestea, slăvit să fie Domnul. Altceva ce mai urmează? Spune Scriptura aici în Psalmul 89, versetul 16 și 17. De ce și cum este fericit poporul Domnului? El se bucură neîncetat de numele Tău, se fălește cu dreptatea Ta, căci Tu ești fala puterii Lui și în bunăvoința Ta Tu ne ridici puterea noastră. Această fericire constă pe lângă bucurie în faptul că Domnul ne dă putere să trecem prin toate. E mare lucru, dragii mei, să ai putere în lumea, în luptele spirituale. Zice psalmistul, rămân pe aproape, la 92 cu versetul 10, dar mie Tu îmi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Știți că în vechime erau războaie, că am amintit de cel al lui Gedeon cu madianiții, când puțin biruiau pe mulți. Și s-a dus Ionatan numai cu unul ce îi purta armele în tabăra filisteenilor. Și ce a zis? Dar nu îl împiedică pe Domnul să dea biruința printr-un număr mic, ca și printr-un număr mare. Dumnezeu să lase biruință în dreptul nostru al tuturora. Păi au nevoie de biruință copii, adolescenții, tineri în ispite, frații, bătrâni în încercări, surorile, mamele. Suntem în lupte, spune apostolul Pavel la Efeseni la capitolul 6. Îmbrăcați-vă în toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Avem de luptat și enumeră structuri demonice, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți împotrivi ziua ce are și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Să nu vă temeți, dragii mei, că vine fiara, o să vină, cu proroc mincinos, cu tot arsenalul demonic. Dar știți ce scrie Biblia în Apocalipsa despre noi? Apocalipsa 15 cu 2 și nu numai, ascultați. Iubiți cântărești, ce scrie aici? Am văzut pe o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutul Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Cum? Noi niște mieluți, niște oi în mijlocul lupilor, fiarele alea sunt mai grozave decât lupii, că toate au fost asemănate cu animale mai fioroase decât lupii. Și noi le vom birui? Da, spune în 17 cu 14. Ei se vor război cu mielul, toți uniți. Nici la turnul Babel n-a fost uniți ca acum. Și atunci le-a străcat Domnul șatra. Cu fiară, cu balaur, cu toți împărații.
Dar mielul îi va birui și cei chemați, aleșii credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Asta înseamnă putere. Și o ucenicii scrie în Luca 10, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Dar ce o zici, Domnul, acolo? Păi, mai mult decât de asta, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dar noi avem parte de amândouă, și de bucurie, și de puterea biruinței, în numele Domnului. Mărit să fie Domnul. Așa, dragii mei, să nu se teamă nimeni, cum a zis David în Valea Terebinților, nimeni să nu-și piardă nădejdea. Zice, eu mă duc în numele Domnului. Nu stă biruința în puterea noastră, nici în iscusința noastră, nici în puterea calului, zice, în înțeleptul. Nu, biruința este în numele Domnului. Prezența noastră lângă Domnul ne va asigura biruința. Să vă dea Domnul putere, vă doresc binecuvântarea lui Așer, să vă țină puterea cât zilele. Dumnezeu să fie slăvit și să vă binecuvinteze. Și încă un aspect aici, fericirea constă, repet, în bucuria care vine de la Domnul, în putere care vine de la Domnul, așa am citit aici, recitesc Psalmul 89, El se bucură de numele Tău, se fălește cu dreptatea Ta, că Tu ești fala puterii Lui și în bunăvoința Ta Tu ridici puterea noastră. Ce trebuie să înțelegem în final? Hai să rămân așa câte două de trei ore. Deci fericirea e pentru cei ce cunosc glasul trâmbiței, vocea Domnului, a Duhului Sfânt, pentru cei ce umblă în curăție de inimă înaintea feței Domnului, conștienți de prezența divină, de harul și de lumina sa, se lasă cu două efecte, așa să vă fie ușor de ținut minte, cu bucurie și cu putere, că Domnul ne ridică puterea, nu noi. Zice psalmistul, odată a vorbit Domnul și de două ori am auzit eu că puterea este a lui Dumnezeu, mărit să fie în veci. Am auzit recent un mesaj, spunea Domnul cuiva, când vei fi mai slab, atunci Domnul va face lucrările cele mai speciale prin tine. Că nu ne încredem în noi înșine și când cineva se crede ceva ca Petru, pică primul. M-a întrebat cineva anul celălalt pe sfârșit, frate Iosif, și dacă sora Dena se va duce, cât v-ați luptat și cât v-ați rugat, ce vei face? Am zis, simplu, omule, dacă Domnul mă lasă singur, pic grămadă, dacă mă ține, rămân în picioare, că puterea nu e a mea, nu mă bizui pe nimic dintre ale mele, dar mă bizui pe Domnul și pe puterea Lui. Așa să faceți fiecare și Dumnezeu va sprijini pe toți. Aici e vorba de fericire pentru tot poporul. Și două lucruri în final, ca două explicații, ca două concluzii. Zice în versetul 17, că tu ești fala puterii Lui și El se fălește cu dreptatea ta. Ne rămâne, dragii mei, un lucru, nu doar să ne bucurăm și să ne gândim că avem putere, să slăvim și să lăudăm pe Domnul, că El e fala puterii noastre. Dreptatea Lui numai ni s-a arătat, nu dreptatea noastră. De aceea noi vom fi datori pentru vecii vecilor să-L lăudăm pe acest bun, mare și minunat Dumnezeu. Înțelegem asta? Am scris recent un articol cu titlul Cea mai înaltă și mai eternă slujbă, știți care e? Să dai slavă lui Dumnezeu. A instituit Domnul prin David cultul de la templu, de la cort întâi și leviții întotdeauna dădeau slavă lui Dumnezeu. În cer se face asta fără încetare. Și când vom ajunge și noi acolo, ne vom asocia celor din preajma tronului care stau înaintea Domnului și îl vom lăuda pentru vecii vecilor. Dar s-o facem de acum, dragii mei. Zicem psalmul 145, vă citesc că ăsta e un psalm, nu știu dacă e vreunul mai deosebit ca el, dacă 119 este psalmul Bibliei. Ăsta e psalmul care te motivează cum să lauzi pe Dumnezeu, numai puțin, eu nu vi-l citesc tot, dacă vreți luați-l acasă. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrem de laudă și mărimea Lui este nepătruns. Și scrie mai departe, versetul 4, fiecare neam de om să laude lucrările Domnului. Versetul
11, de exemplu, sau 10, toate lucrările tale te vor lăuda, ci credincioșii tăi te vor binecuvânta, vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta. Doamne, fă să rămână pe buzele noastre cântarea de laudă, să ne fie gata inima să cânte și să laude pe Dumnezeul nostru, slăvit să fie în veci. Domnul locuiește în mijlocul laudilor lui Israel. Nu se poate să fii fericit, să stai înaintea Domnului, să vezi cum te sprijinește și să nu rămâi cuprins de uimire și să-L lauzi pe Domnul. M-a întrebat cineva pe un frate mai în vârstă, întotdeauna ți-a plăcut să cânți. Păi să cânți, asta este ceva sacru, ca să lauzi pe Domnul. Și nu numai, cum spunem, Psalmul 26, să-i zbucnești în mulțumiri și să slăvești numele Domnului, binecuvântat să fie în veci. Și încă ceva, tot cu privire la Domnul. Scrie aici în textul nostru, 89:17. În bunăvoința ta tu ne ridici puterea noastră. Toată fericirea noastră, tot ce avem, cu bucurie, cu putere, totu-i bunăvoința lui Dumnezeu. Să nu uitați asta, frați și surori. Am citit din Psalmul 37, în bunăvoința ta mi-a așezase pe un munte. Nu s-a suit David singur pe munte, l-a suit Domnul în bunăvoința lui. Că Saul era să-l omoare de mai multe ori, nici n-a ajunjat de frații săi să treacă înainte, dar bunăvoința Domnului l-a sprijinit. Și a zis Moise la un moment dat în binecuvântarea lui din numeri 33, să vină, a spus pentru cineva, bunăvoința celui ce s-a arătat în rug. Fie peste fiecare dintre noi bunăvoința Domnului. Adică să-ți fie Domnul binevoitor. Asta spunea Iov, Domnul meu să-mi fie binevoitor. E mare lucru să ai parte de bunăvoința Domnului. Poate că asta ne va îndemna și pe noi să fim și noi mai binevoitori. Doamne, ajută-ne să înțelegem de câtă bunăvoință am avut parte. Nu rea voință, bunăvoință. Că dacă nu era bunăvoința Domnului, nu era niciunul aici, nu avem niciun merit, nu avem niciun har, dar e bunăvoința, sau dacă vreți, bunătatea, îndurarea, cum spune psalmul ăsta la început, voi cânta totdeauna îndurările Domnului, că și-a arătat bunăvoința față de noi. Și închei cu un cuvânt care în privința aceasta exprimă ceva. E ca o rugăciune în final, Psalmul 90, versul 17. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru. Amin.